Semnături? Cum decurge procesul? Vă în fiecare zi că anunțați că mergeți prin între oameni. Da, domnul Gonță, dacă data trecută au fost colectate în 48 de ore, în 2020, acum a fost luată o altă strategie, deoarece astăzi, conform legislației, dacă chiar le colectez în 48 de ore, în 7 zile maximum se ia decizia la cec de înregistrare sau neînregistrare și după asta stai până pe 20 septembrie prizonier. Nu poți merge la televizor, nu poți merge la întâlniri cu oameni în raion. De asta noi le adunăm, nu se lucrează cu rude, cu mătri, cu vecini și mai departe. Într-adevăr, vreau să mulțumesc la toți colegii din țară, care unii abia la această oră și-au finisat munca și colectează semnături, discut cu cetățenii. Noi nu colectăm semnături. Noi discutăm cu oamenii, pentru mine este un lucru foarte important. Nu doar despre semnături, dar și problemele care le au într-o localitate sau alta și lucruri care eu inclusiv îl fac zilnic alături de colegii în tot țara. Emoții n-aveți? Ajungeți la 25.000 lejer? Nu, noi n-avem probleme. Noi putem să le adunăm încă o dată în 48 de ore, dacă nu în 24. N-a fost pus sarcina, că doar puteau fi împărțite listele și spui să fie pus sarcina un număr de semnături la fiecare colector și le adunam, cred că, în 24 de ore. Astăzi este important comunicarea cu cetățenii. Că le strânge partidul nostru în 24 de ore, ori în 15 zile, câte probleme poți afla de la oameni, de la prieteni și cu mătri, fiecare colector în toată țara, ori discutând cu cetățenii, doar noi suntem cu corturile în toată țara.